Decembrie este luna cadourilor. Primim atenții mai mari sau mai mici din partea familiei, a colegilor și a companiilor cu care avem parteneriate. Iar dacă pentru majoritatea dintre noi este o lună în care ne relaxăm și ne bucurăm de spiritul Crăciunului, pentru firmele de curierat este perioada cea mai aglomerată din an, fluxul de colete și plicuri generând o creștere a numărului de transporturi. În luna decembrie înregistrăm o creștere substanțială, estimăm noi undeva cu 30-40% chiar a volumului activității față de lunile anterioare, astfel încât a trebuit să și suplimentăm personalul pentru a putea face livrările undeva până în ora 12 a fiecarei zile. Lăzi cu portocale, aparate electronice și electrocasnice, furtunuri, sunt doar câteva din produsele transportului de astăzi la o firmă de curierat din Giurgiu. Coletele sunt scanate când ajung la sediul firmei, iar angajații efectuează aceeași procedură și în momentul în care pachetele sunt încărcate pentru livrare. Această modalitate permite atât expeditorului cât și destinatarului să afle starea coletului. Atât expeditorul cât și destinatarul poate vizualiza pe portalul firmei, poate vizualiza exact în ce stare se află coletul respectiv. A ajuns în stația de destinație, este încărcat pe rută curier pentru livrare sau a fost livrat, chiar și persoana care a semnat de primire, expeditorul poate vedea în timp real starea coletului. La ce oră a fost livrat, cine a semnat de primire, are controlul absolut asupra expediției respective. Așadar, dacă Sania Moșului nu găsește zăpadă, sunt toate șansele să primiți cadourile prin intermediul unui curier rapid.